Îl cunoașteți bine pe domnul Daum. La ce să se aștepte suporterii echipei naționale odată cu numirea sa ca selecționer al României? Sigur, îl cunosc de, eu știu, ca și jucător din 95, în care am fost jucător și dânsul antrenor la Bayer Leverkusen. După care, bineînțeles, am schimbat echipa și am evoluat la Wolfsburg, unde tot dânsul a fost antrenorul echipei din Leverkusen. Ne cunoaștem, în primul rând, ca adversarii, vreau să spun, la echipe, dar l-am cunoscut și mai aproape, făcând, eu știu, dându-mi licența de antrenor la Köln. Am învățat foarte multe de la dânsul și practic a fost unul din modelele mele ca antrenor. Mă bucur că a venit în România, i-am urat, eu știu, miercuri când m-am întâlnit cu dânsul, un bun venit și un bun venit cu succes, bineînțeles. Că îmi doresc foarte mult ca dânsul să, după 20 de ani, să califice echipa națională. Asta ar fi un lucru frumos, practic o minune, fiindcă toată lumea așteaptă foarte mult de la echipa națională, o calificare în primul rând, dar și o evoluție a echipei foarte bună și, bineînțeles, cu un antrenor pe care în care am încredere foarte mare. Cum ați descrie în câteva cuvinte parcursul României la campionatul european din Franța? Foarte scurt, știți foarte bine. Un început destul de bun, care cel puțin mi-a dat speranță, chiar dacă am pierdut în minutul 90. Dar după aceea a fost două jocuri foarte confuze, în care una că nu ne-am atins obiectivul și al doilea rând jocul a lăsat de urit foarte mult. A lipsit din punctul meu de vedere ceea ce trebuie să pe viitor să fie, o atitudine mult mai consecventă a jucătorilor, o încredere a jucătorilor, fiindcă noi valoare avem, eu sunt convins că avem valoare, dar ar trebui la fiecare meci să atingă limitele maxime. Și eu cred că noul selecționer asta dorește de la jucătorii noștri. La fiecare joc să fie disciplinați, ordonați, cu atitudine foarte bună și, bineînțeles, încă o dată, când vin la echipa națională să vină convins 100% că pot obține rezultate. E o grupă foarte dificilă, dar nu e imposibil de obținut o calificare, cum am spus, după 20 de ani, care ne-ar prinde bine la toți. Rudi Vercamping, noul membru al staffului naționalei, alături de care ați lucrat în trecut, spunea despre dumneavoastră că erați un profesionist dezăvârșit. Primul la antrenamente, cel care pleca ultimul de pe teren. Cum arăta o zi din viața dumneavoastră de jucător? În primul rând, fără falsă modestie, știți dumneavoastră longevitatea mea în fotbal, cât am jucat și până la ce vârstă am jucat. Asta cred că spune foarte multe. Este clar că mă cunoaște de la Cercle Bruges, când m-am transferat în 93, dacă nu mă înșel, 93 până 95. L-am prins acolo ca jucător. Am venit cu ce am știut eu mai bine. Am învățat foarte multe din fotbalul din vest. Dar și eu am fost surprins de faptul că mi-am petrecut foarte mult timp pentru mine, pentru pregătire, pentru recuperare și așa mai departe. Și vedeți, mă bucur că ține minte, fiindcă am jucat 2 ani împreună. Cât credeți că va rămâne în picioare recordul de selecții, cel de 134 de meciuri? Sincer, nu mă interesează acest lucru, m-a interesat dacă puteam să joc și aș fi dat un randament bun, aș mai fi jucat, dar ținând cont că am preluat antrenorul jucător, era normal să renunț la cariera de jucător al echipei naționale, fiindcă mie naționala mi-a dat foarte multe, sincer să vă spun, mi-a dat enorm. Și transferul mai bun, și imagine mai bună, și, eu știu, și bucuria care ne-a dat suporterii noștri cât am evoluat echipa națională. Dacă ar putea cineva, sincer, i-aș strânge mâna și aș spune: ești mai tânăr, ești mai bun, și niciun fel de invidie sau alte lucruri. Absolut. Spuneați despre grupa de calificare la Mondial că este una dificilă. Totuși, ce șanse acordați României în duelul cu Polonia, cu Danemarca, Muntenegru, Armenia, Kazahstan? V-am spus, e o grupă foarte grea, dar
Dacă jucătorii împreună, bineînțeles, cu stafful reușesc la fiecare joc să se gândească la jocul propriu zis și să deie totul pentru acel joc, nu să ne gândim, cum să vă spun, după jocul cu Muntenegru sau jocul cu Muntenegru, avem următorul joc și câștigăm. Nu, ăla e jocul primordial, primul joc. Și acum, practic, a intrat așa o teamă în noi să discutăm prea mult de Muntenegru și nu discutăm despre noi, ceea ce trebuie să facem noi. Asta e important și eu cred că asta noul antrenor al echipei naționale vrea să transmită. Ceea ce facem noi pe teren, nu ce face Muntenegru, ce jucători are Muntenegru. Bineînțeles, trebuie analizați, trebuie pregătit foarte bine această partidă. Dar după aceea vine următoarea cu Kazakhstanul sau cu Armenia și următorul joc al patrulea cu Polonia. Să nu ne gândim la meciul cu Polonia, ci să ne gândim la meciul cu, propriu zis, cu Muntenegru, care jucăm acasă, dacă nu mă înșel, tot aici pe Cluj Arena. Ce motive avem decât să avem încredere în noi și să fim foarte bine pregătiți pentru acest joc? Ați fost pe teren la ultima prezență a României la Campionatul Mondial, în 1998. Cum a fost acea experiență pentru dumneavoastră? Toate jocurile, nu pot să spun că au fost experiențe diferite. Pentru mine toate jocurile, atât amicale cât și oficiale, însemnau foarte mult. Însemnau foarte mult. Dar sunt băieți tineri, sunt copii tineri care au participat unii la două campionate europene. Mondialul este, eu zic, o treaptă mai sus. Ar fi frumos să-i vedem în Rusia, în 2018, pe toți jucătorii care probabil că încep prima partidă și vor termina foarte bine aceste calificări. E ceva deosebit. În primul rând că ești la cea mai mare competiție fotbalistică, în al doilea rând duci cu tine, emblema țării, emblema, suporterilor, tot ce înseamnă fotbalul românesc. Este un lucru mai mult nu pozitiv. N-am cuvinte să vorbesc, să spun. Și asta trebuia să fie una din motivațiile jucătorilor. Și la staff-ului, bineînțeles, al conducerii și așa mai departe. Fiindcă au trecut, dacă nu mă înșel, foarte rapid 20 de ani de zile. Foarte rapid și ne gândim cu nostalgie la ce a fost, dar ar trebui să ne gândim și acum cu încredere la ce va fi, fiindcă avem antrenor nou, jucătorii încă o dată, sunt convins că avem calitate. Cine vorbește de alea de selecții, că nu avem selecție, că nu știu ce, că hai să mai terminăm cu aceste subiecte care, practic, din punctul meu de vedere, nu și-au rostul. Important cum faci selecția, important cum urmărești jucătorii. Nu că noi nu găsim 25 de jucători, hai să fim serioși. Acum trebuie să fim puțin așa negativiști ca să spunem că nu găsim 25 de jucători. Islanda găsește din o țară de câteva mii de, sau zeci de mii, găsește 25 de jucători și noi nu găsim. Dar cum am spus, și vreau să remarc un lucru foarte important, care selecția se va face în exclusivitate pe baza valorii și a formei sportive, pe baza încrederii. Doream să vă întreb, pot fi aceste preliminarii pentru Campionatul Mondial un bun prilej pentru ca o serie de jucători tineri să își câștige locul la echipa națională? Sigur, sigur. Eu sunt convins că, în afară de cei care au participat la echipa națională la acest turneu final european, mai sunt încă cel puțin 10, mai sunt care poate să facă parte din lotul în 2018. Dar, bineînțeles, depinde de ei. Motivația sau motivarea este la ei, sau ambiția de a juca la echipa națională este la ei, de a juca bine, mă refer, nu a juca un meci și pe aceea să nu mai, să mulțumească cu puțin. Să aibă continuitate, eu vă spun că sunt încă, așa cum criticăm noi campionatul intern, cum spunem că e cel mai slab, că nu știu ce, dar sunt 25 de jucători și care evoluează în străinătate și din țară se găsesc. Despre naturalizarea unor jucători, ce părere aveți? Care ar fi beneficiile? Am mai spus-o, nu suntem prima țară care facem acest lucru. Dacă ne uităm la toate țările occidentale, la toate, nu spun Franța, că în Franța asta, Germania, Elveția, Austria, toți sunt avantajați de aceste naturalizări.
bineînțeles, dacă e jucător valoros. Nu naturalizăm de dragul de a naturaliza. Avem deficiențe pe un post. Și avem un străin mai bun. Avem posibilitatea să-l facem, să-l naturalizăm român, de ce să nu-l facem? Și la acest capitol, eu zic că nu stăm rău. 2-3 jucători la nivel de constanță în joc, la nivel de joc, la nivel de caracter, cred că poate să fie peste jucătorii români. Și asta pe mine m-ar deranja dacă evolua pentru echipa națională. Nu mai spun, vă știți foarte bine că sunt adeptul Germaniei, fotbalul german, dar uitați-vă și dumneavoastră câți jucători naturalizați sunt. Chiar dacă sunt născuți în Germania, unii sunt naturalizați, unii, eu știu, și sunt zeci de cazuri în Germania. Așa, noi de ce n-am fi? Ar trebui să facem și noi acest pas și cât mai repede, fiindcă jucători valoroși avem. Pot să spun, cel puțin, nu numai acum, mai ales perioada CFR Cluj, când au fost, eu știu, 12-13 jucători străini care puteai poate să-i renaturalizezi. Noi suntem mai deosebiți decât alții. Și zic că am pierdut. Noi puteam să naturalizăm 2-3 jucători, cu siguranță, care au venit probabil din Portugalia sau și CFR-ul au dus, au luat 3 campionate la rând sau, eu știu, au fost în Champions League și așa mai departe. Putem, dar asta depinde, bineînțeles, de oamenii care conduc fotbalul, de antrenorul, de, eu știu, sunt. Ne aflăm pe Cluj Arena, stadionul pe care tricolorii vor juca împotriva selecționatei din Muntenegru în septembrie. Un stadion care la meciul cu Spania a fost plin. Cât de important este susținerea fanilor la un asemenea joc în debutul calificărilor? Enorm, 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 fiindcă mi-aduc aminte jocurile noastre, le jucam pe Steaua și nu exista meci din preliminare să nu fie stadionul plin. Asta nu că ne dădea moral bun, fiindcă am avut și noi meciuri grele, dar te împingea de la spate și îți dădea o, eu știu, o putere și o încredere. Cel mai bun exemplu, a spus dumneavoastră, la meciul cu Spania, a fost stadionul plin, atmosfera extraordinară, chiar jucătorii și cei care am văzut la televizor am apreciat și fără să critic pe, eu știu, alte orașe, dar într-adevăr cultura fotbalului de la Cluj s-a arătat pe stadion, vis-a-vis de echipa națională, fiindcă am mai prins și eu jocul la echipa națională când nici nu intram bine în teren, eram uduiți. Un coleg de-a meu, eu, sau așa mai departe. Mai ales la început acum, mai ales cu nou antrenor, mai ales cu o echipă care cred că și ei s-au gândit că au avut un campionat european, n-a fost reușit, ar trebui din minutul 1 până după meci să fie susținut și...